Legată de declarația mea de avere, pentru că în luna martie am făcut o rectificativă și am trimis-o la Agenția Națională, pentru că atunci mi s-au spus că veniturile SCM-ului, întrucât e făcut pe codul meu numeric personal, sunt veniturile mele. Și atunci am făcut o rectificativă pe cei 3 ani și am trimis-o la București. Și acum verifică acest lucru. Dar sunt singurul care este verificat sau sunt și alții? Nu, e vorba de declarația mea de avere. Declarația mea de avere. Deci pentru asta, pentru că acolo am declarat niște venituri suplimentare după ce am luat de la finanțe exact valoarea pe care a avut-o societatea mea medicală. Și cine realizează acum verificările la dumneavoastră? Bine, au venit probabil că de aici, de la parchet trimis, ca să verifice dacă sunt reale sau nu, dacă acel câștig al societății este real sau nu este real. A fost găsite probleme? Nu. Deci interesau numai ce ține de declarația și rectificativa pe care eu am trimis-o la ANI la București. Deci e vorba pe ultimii 3 ani, deci de când sunt primar. Asta e singura, asta e problema. Un mesaj către alegătorul dumneavoastră? Da, mergem înainte, niciun fel de problemă. Sigur, societatea, într-adevăr, e constituție pe codul meu, în numeric personal. Eu nu am nicio treabă cu societatea acum, pentru că m-am suspendat, pentru că sunt primarul municipiului. După ce nu o să mai fiu primar, o să fie activitatea de director la SCM și tot o să fie în regulă. S-au făcut verificări și la cabinetele medicale? Sigur, a trebuit să le dăm toate extrasele, absolut tot, veniturile societății. Mi se pare o chestie foarte normală, foarte normală și foarte bine că se verifică, să nu mai fie niciun fel de suspiciuni din partea altora. Deci, din punctul ăsta de vedere, e ok.